Salutare lume, sunt eu Bogdan, aka T-Rex și bine v-am găsit la un nou episod din Jurassic World The Game. Bun, și pentru astăzi vom deschide acest Mystery Pack și vreau să fac câteva anunțuri foarte importante. În primul rând, BlueStacks a avut un nou upgrade, știți ăla cu live-urile și cam face figuri, câteva bucuri și chestii. O misiune. Bun, așa, hai să vedem ce conține. Evolve any herb for to reach level 21. Nu sunt sigur de asta. Dar avem aici un super saur. Vreau să fac un super saur de nivel 20 astăzi, fiindcă o să am nevoie în nou event. S-a lansat din nou plesiozaurul. Dacă nu știți plesiozaurul, prima mea creatură acvatică, primul meu legendar, cunoscut episodul. Bun, și vreau să vă zic că acesta o să fie ultimul episod până o să-mi schimb internetul. Deci o să opresc postările un timp până reușesc să-mi schimb și o internet, să fac și o rețea mai bună, mai performantă. Fiindcă îmi face din ce în ce mai multe figuri, pe zi ce trece îmi scade viteza, îmi scade tot pingul la net și toate cele. Și e foarte nasol. Ce au să-și adate acum? Dacă tot iese fraierul ăsta, hai acum să-i facem zilea mare. Până pe data de 1 iulie, până vine să o scoate. Dar o să bag internet de la UPC mai devreme, deci nu vă faceți griji. Totul continuă. Viața merge înainte. Oh my god, uitați-vă și voi despre asta vorbesc. Fluctuații de net foarte puternice. What the fuck? Și puțin în cauza la BlueStacks, pentru că a suferit update-ul ăla nesferit și nu trebuia să fac upgrade-ul ăla, că m-a întrebat dacă vreau să fac și am zis că da, vreau. Și puteți să observăm pe supersaurul nostru, nu prea puternic, dar destul de bun pe super rar. Și multe nuanțe de verde pe el. A zice un foarte bun camuflaj. Ok, trecem mai departe. Aoleo, mamă, ce frame drop-uri masive. Și mouse-ul nu mai ține click-ul. Ok, avem și aici Arena Showcase, la care nu pot să intru fiindcă nu am un Spino, fiindcă nu am reușit să fac nivel 25 ca să bat arena asta nenorocită, așa că rip, rip in pepperonis. Trecem mai departe la eventul de astăzi unde vom folosi Ramphorhynchus, Mono. Uite, e destul de bun super saurul. Chiar mai bun decât nebunul de... Ok, hai că n-a fost chiar o risipă, păi e mai bun decât Mono. E un super rar și Mono e un rar, deci e evident că trebuie să fie mai puternic, nu? No? Chiar dacă ele carnivor și ale erbivor. Are vreo logică? Și uite, despre asta vorbesc la net. Frate, durează atât de mult loading screen-ul că mănâncă sufletul. La orice joc îmi dă disconnection, no connection internet și chestii de genul, înțelegeți? Nu mai suport. Parcă trece luna asta, parcă trece așa cu un cetintorul slow motion și cu școala care e sfârșită, așa, și cu celelalte. Oh my god, totul pe slow motion. Așa am senzația, nu știu dacă la voi așa, dar la mine parcă așa trece totul. Și da, ăsta va fi ultimul videoclip pe care îl postez până la data când o să schimb netul. Deci, a atacat cu două. Oh my god, uitați-vă și vă ce sunete enervante scoate. Left open. Ia să vedem, îl facem din două. Oh my god, îl facem din trei. Oh, stai, a avut două blocuri, stai, ce? Ah, că l-ai rezervat. Țăranul. Să mișcă BlueStacks în lag, într-un lag infernal, nu pot să suport chestia asta și nu-mi dau seama la ce. Mă întrebare dacă pot să scot update-ul ăla. Hai totul să-l atac. Tot BlueStacks-ul se mișcă în lag și nu înțeleg cum și de ce. Înainte să fac upgrade-ul ăla, mergea ok, n-aveam problemă. Dar după ce am făcut upgrade-ul, frate, a venit iadul. Și numai când filmez și când nu filmez. Bine, pot să dau vreo și pe internet pentru chestia asta. Acum Dumnezeu cu mila. Aoleu, ce nașpa să mișcă, mâncați-aș gura ta, doamne. Ok, să dau un shake așa, te dăm. Urăsc chestia asta. Și frate, văd atâtea live-uri făcute de pe BlueStacks. Oh my god, ce nasol merge, voi vedeți? Văd atâtea live-uri făcute pe... Una, două... Trei e mort, încă în care una... Văd atâtea live-uri făcute de pe BlueStacks și nu se uită nimeni, ți-a atacat și număr de urmăritori. Și sincer, decât
2-3 ei să uită la unele live-uri numai și sunt live-uri mai de Clash of Clans, Clash Royale și atât. Bun, asta a fost un meci ușor. Oh my god, deci sincer. Sincer, nu pot să mai supăr cum merge BlueStacks acum, decât cu ultimul upgrade. BlueStacks 1, ăsta e BlueStacks 2 acum. Am datat și cu toate prostea să se numește BlueStacks 2 acum. BlueStacks 1 era mult mai bun. Frate, era way better than this shit. Pur și simplu era mai bun de... Și el îmi făcea niște figuri, nu știu, avea niște glitch-uri și l-am reinstalat și toate cele și mă disperă. Mi-a mâncat sufletul programul ăsta, atâta pot să vă zic. Ia să vedem, Quetza. Merge Quetza, merge. O fiacodon, o fiacodon carnivor. Opa. De trebuie amfibian. Și un carnivor puternic. Păi carnivor puternic numai dacă pe Rexy. A, e. Sacrificii. Mă mănâncă gâtul. Bun, așa. Abia aștept să scap de Telecom. Cea mai proastă viteză de net. Și am citit la ei acolo pe site-ul lor. Viteză de internet de 500 de mega. Unde sunt, frate, 500 de mega? Că eu de când am băgat la voi am avut maxim 5 mega. Viteză download. Să nu mai zic de viteza de upload, care era infernal de proastă. Sincer, viteza de upload, n-am mai pomit așa ceva. Frate, era ori 0.10, ori 0.20, maxim. Câteodată să-ți mai nimea să mai fie 0.35, dar era zi de record. Cu câte ataca că nici n-am văzut. Oh my god, deci uitați-vă și văd cât lag să mișcă BlueStacks ăsta. Oh my god, vreau versiunea veche înapoi. Așa, mai punem una. Oh my fucking god, nici nu pot să controlez ce se întâmplă aici. Jesus. Urăsc BlueStacks, ce pot să zic. De fapt, ce nu urăsc eu în zile de azi. Ataca cu una. Păi eu te dobor pe tine din una, două, ținând că ai două bloxuri. Probabil ai două bloxuri. Da, ai avut. Acum nu mai ai. Ce-mi place verdele ăla. Ce nu-ți e frumos de verde are o fiacodonul. Rexy out. L-a omorât-o pe Rexy. Și acum noi îl omorâm pe el pentru că a omorât pe Rexy. A omorât-o pe Rexy. RIP. Ești afară. Sunt curios să fie în pack-ul ăsta, fiindcă Plesiozaurul e legendar. Mă aștept ca în pack-ul ăsta să găsesc vreo 1000 de dolari Dinobucks, mult ADN și evident Plesiozaurul ăla. Bun, mai mult ADN. Și ultima luptă de pe ziua de astăzi. Pii, complicată treaba, frate. Păi mergem așa. Cu tine, cu tine. Și evident că Rexy înapoi. Nici o luptă, nici o luptă finală fără Rexy. Că dacă nu, pierd instant. Ce-mi place loading screen-ul ăsta, un cerculeț segmentat care se toată în vârte și face ochii parcea parcea. Băi, Quetzo, tu da cilișa, nu scapi. What the fuck? Nu, deci dacă jocul nu o să-mi dea ori disconnection, că mi-a dat acum vreo 50 de mi-a dat disconnection de vreo 3 ori. Așa. Ori crash, de cază la BlueStacks, să nu-mi ziceți mie T-Rex. S-a mai și teleportat raptorul ăsta în fața, m-am speriat, am zis că s-a întâmplat cine știe ce nenorocire. Bun, așa, e în atacă, nici o în atac. Aoleu, ce lag e, doamne. Și clicul la mouse nu mai ține. Te s-a apăs ca nebunul pe el. Bă, frate, tu nu ataci, mă încep să mă enervezi. Ia vină tu cu acișa. Ia să-i dăm noi rect. What the fuck, vedeți cât lag. Indiferent că filmez sau că nu, tot aia e. Hai mă, ia mortul. 3! Nu puteam să mai pun eu două, am fost gârcit.
Uite, acolo normal să glicioa camera, dar văd că nu se mai întâmplă chestia de genul. Oh my god, nu cred că a atacat cu 7. Domnicule, mă bate ăsta. Raptorul ăsta îmi pune capac. Ținând cont că a atacat cu 7 left open. 1, 2, 3, 4, 5. Uitați-vă și voi, am avut nevoie de 6 ata... What the fuck, am mai avut și un blocks. Da. Match-ul ăsta e pierdut. De ce ai fi dat cu 4? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce mai lupt. Nasul tot Sarah Taps nu face față. Sincer, el nu poate să facă față. A dat cu 4 e... Ia uite, tot îmi trebuie să-l omor. Bă, ar fi un norocior, o minune. Trebuie să fac ceva cu lagul ăsta, dar nu pot să diminuez eu, ce e din internet, nu pot să diminuez. Da, a venit și Ankyle, o să-mi facă zile fripte. Asta e 1, 2, 3, 4, 5 e mort. Aia e. A avut un bloc serios, îți bagi joc de mine. Puteam să jur care 3 blocuri, puteam să jur. Urăsc boții ăștia, frate, urăsc. Uitați-vă și voi ce zi reușit am. Mai vine și ploaia. A, uite așa. A, fierai tu să fii. Sărac, uite ce supărat e. Dezamăgire. Da, și o să rămână loading screen-ul ăsta mult și bine, că nu dă disconnection, evident. Da? Hai că nu dă. Când am făcut un challenge de ăla, mi-a dat disconnection la, după ce s-a terminat lupta și n-am mai primit nicio rotiță, nimic. Bun, deci mergem așa. Terano, Super Sauru și Rexy. Cheltui dolari ăștia, fiindcă n-am ce să fac cu ei, frate. Am strâns 5500 și pur și simplu sunt useless. Și plus o să mai pice și în pack-ul ăsta pe care să câștig acum, fiindcă sunt foarte convins că o să câștig niște bucks. Dar totuși eu sper la mai mult ADN, fiindcă vreau să fac un T-Rex de nivel 40, cu orice preț, vreau un T-Rex de nivel 40. Fiindcă vreau să mă apropii din ce în ce mai mult de Indominus Rex. Și chiar asta am să fac astăzi, cred că am să pun 4 tiranozauri la copt pentru episodul viitor, ca să vin în forță data viitoare când mă întorc cu internet mai bun. Cu chestii mai bune. Înțelegeți? Știi? Oh my fucking god! BLUESTACKS! Da, asta am fac iar ca data trecută. Dar nu mai sunt prost, acum nu mai atac. Îl las pe el să atace primul. Ori dai cu tot ce ai, ori nu mai dai. Haide, haide, tupeu, curaj. Bă, păi tu-ți bagi joc de mine, tu știi cine sunt eu, mă? Eu sunt T-Rex! Ai văzut canalul de YouTube? Are 74 de abonați. Yay! 74, ura! Încet, încet ne apropiem de 100 și va trebui să fac un video special la 100. Serios, ai avut toată tupeu? Doamne, când vrea să mă uși mai bine la Super Saur ăsta, mi-a făcut bucata. Păi bun, hai să o luăm pe... O luăm pe persoană fizică directă. Bun, deci, una... Două e mort, cred că are un blocks. Da, a avut un blocks, a înghicit-o. Ai văzut că nu mai dus de nas acum, bot prost. Deci nu suport când boții ăștia sunt mai deștepți ca mine și mă bat. Bun, deci dacă vreau o reușită bună, te să scap de raptorul ăsta. Atacăm cu tot. Raptorică, ești afară. Ești afară și tu. Ok, Rex a venit să-și ia revanșa de data trecută. N-ai îndrăznit. A ieșit cu lag și fără lag și cu net pro și fără net. Eu tot vă bat, bă, cu Rexy. Rexy pune punct la orice. Așa, l-ai zis-o. Hui. Credeam că o să-mi iau bătaie iarăși. Nu știu ce aveam senzația asta că mă bat iar. Dacă îmi dă disconnection acum, mă arunc pe geam. Uite geamul acolo, dar nu e deschis. A, hai că e bine. Plesiosaurus pack. Bun. Mâncare.
bani, ADN, niciun pic de bug, serios, chiar speram, nu știu de ce. În fine, și plesiozaurul, pe care deja l-avem, deci nu ne mai stresa atât de mult. Haide, uite, what the fuck, nu se mișcă, ok? Și acum, get a rhino, fiți atenți ce voi face. Nebunie curată, voi să nu faceți așa ceva dacă nu aveți mult ADN cum am eu. Eu am atât ADN și n-am ce face cu el, sincer. Unu, încă unu. Activate. 2. Ce naiba fac? T-Rex. 3. Sunt gata în 2 zile, deci. Oricum internetul meu o să vină într-o săptămână, deci să nu ne faceți speranțe prea mari. Eu nu o să-i mai văd până atunci, fiindcă nici nu o să mai intru să mai joc ceva vreodată cu internetul ăsta. Și 4 tiranozauri. Asta înseamnă că o să avem părexii de nivel 30 și mai trebuie încă 2 tiranozauri ca să fac un T-Rex de nivel 40. Apoi urmează Velociraptorul. Velociraptor care nu știu unde naiba e. A, aici e. Stă bine, mersi, n-are treabă. Delta! În curând o să avem și pe Delta de nivel 40, dar Indominus Rex o să apară mult mai târziu când o să procur mai mulți tiranozauri. Am rămas cu 15.000 ADN. Am rămas cu jumate din totalul pe care l-aveam. Ok, nu e o problemă. Hai să vedem și unde e plesiozaurul nostru. Uite-l aici, primul meu legendar. Uitați-l aici, admirați-l. Frumusețe naturală. Hai să vedem, pot mă apropi de el. Pot. Bun. Deci aici e și plesiozaurul nostru. O să văd eu, poate o să-l fac și pe ăla, o să-l bag la copt. O să-l bag la clocici pe ăla cândva vreodată. Ca să facem un de nivel 20. Un plesiozaur de nivel 20, vă închipuiți cât de puternic o fi ăsta. Bun. O să închei și acest episod, fraților, aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!